Acea culoare este antiger sau nu știu ce o fi, marmeladă amestecată cu pâine, cu cacao, nu-mi dau seama. Dar problema asta în felul următor. Antigelul se schimbă la anumită perioadă de timp și încercați să folosiți antigelul recomandat de producător. Da? Loganul, Dacia, este o mașină foarte ieftină. Cei care repară mașini, ar trebui să le fie rușine că nu sunt stare să repare mașina autohtonă, da? Acum, întrebarea în felul motor. Cine a băgat antigelul în mașină? Clientul sau uh, mecanicul? Un antigel necorespunzător duce la corodare. Ia uite cum arată vasul ăsta. Și foarte mult însea sunt la vaguri, că da... Pff, nu dai eu banii pun Logan, mă, ce dai eu banii pun Logan? Mi-au Volkswagen și mai bag căldură. Hopa, surpriză, schimb radiator, schimb instalație și mai atenție că antigelul respectiv distruge și furtunele. Da? Ia să vedem ce culoare are antigelul. Ia uite. Dacă ai culoarea unui antigel e foarte frumos, e superb. Înțeleg că asta merge motor. Și pe aia vă întrebați la toate modele de mașină de ce nu mai vă bagă mașina căldură. E, tocmai din cazul să mă bag căldură, pentru că nu schimbați antigelul la timp, băgați un antigel prost în el. Acum, problema este în felul următor. Am avut clienți care am întrebat de unde au cumpărat antigelul. Și oameni de bună credință care nu au nicio treabă cu mașinile, s-au dus la magazin și au cumpărat uh, antigel. Și le un antigel ieftin și prost. Și acel antigel duce, cauzează niște defecțiuni la mașină, la sistemul de răcire, în fundă radiatoare, motorul se mai încălzește, se supraîncălzește și de acolo încep alte probleme foarte mari. Deci atenție la antigerul care cumpărați. O seară faină. Această mașină, apropo, această mașină funcționează, da, cea funcționează cu tip D. Încercați să-l puneți pe ăsta original, că nu-i scump. Ia uite Ăsta. Dar la această mașină, la acest motor, o să se fac spălare, vreo trei spălări, se bagă antigel și probabil o să ajungă să schimbi și calul de căldură. Încercați să puneți antigelul care trebuie, care recomandă de producător, nu vă mai luați după piese auto, pentru că ei vor să facă bani. Încercați să luați un ceva mai calitativ, nu mai zgârciți. Zgârcenia de 10 lei, 15 lei, 30 de lei poate să ducă la niște costuri foarte mari. Atenție la ce cumpărați. O seară frumoasă!